Vedeta a vorbit despre durerea și lupta sa pentru a-și recupera copiii și pentru a le asigura un trai stabil și liniștit, în ciuda tumultului generat de moartea tatălui acestora. În cadrul unei intervenții live în emisiunea Extra Night Show, Adriana a oferit detalii despre procesul în care se va stabili domiciliul minorilor, dar și despre relația sa cu aceștia, care a fost afectată profund în urma tragediei. Vedeta a subliniat că această situație este extrem de dureroasă, având în vedere că cei doi copii minori sunt acum privați de relația cu mama lor, într-un moment deja deosebit de greu, din cauza decesului tatălui. E copiii nu au nimic cu mine, ei mă iubesc pe mine. Vor să ne vedem, vor să stăm împreună, dar lor le place acolo, în acea casă, pentru că au tehnologia și confortul lor. Nimeni nu le-a spus că acea casă este pusă sub sechestru și că vor trebui să plece. A mai explicat că minorii nu au fost informați corect despre schimbările ce urmează, iar cei doi se simt confuzi, mai ales că fratele cel mare pare să fi preluat rolul de autoritate în fața lor. Am cerut instanței să-mi permită să intru în acea casă, dacă minorii nu vor să plece de acolo. Înțeleg că acum acolo locuiesc mai mulți oameni, inclusiv frații și persoane dubioase. Dacă grămada cere vârf, eu sunt vârful grămezii și am să vin și eu acolo. Pentru binele copiilor, am fost avertizată să nu merg singură pe stradă, ci să am întotdeauna un însoțitor, pentru că nu se știe ce s-ar putea întâmpla. Este evident că miza este una financiară, nu una emoțională legată de relația dintre frați, a spus Adriana Bahmuțianu. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.